Tot în spațiu public în ultimele zile s-a vorbit foarte mult pe marginea echipamentului echipei naționale Under 21 pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. În ce măsură federația este mulțumită de produsul finit al acestui echipament și nu știu dacă credeți că e cea mai fericită alegere din punct de vedere stilistic? Cel mai bun echipament e cel cu care reușești să și câștigi. Misiunea noastră la aceste Jocuri Olimpice după 57 de ani va fi să ne clasăm pe podium și să nu ne oprim aici. De aceea am și menționat astăzi că următoarea generație are această misiune de a obține o a doua calificare, de data aceasta consecutivă, la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.